Hello, dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Tech It cu Avg. În acest episod o să ne continuăm puțin instalația pe care am făcut-o acolo în spate. Unde am picat? Ce bine că n-am picat acolo, la. Deci să închidem aici ușa, aici este fosta noastră prima bază. Chiar foarte bine că n-am picat acolo. Trebuie să astupăm și aici. Avem ceva pământ? N-avem pământ. Bun. Așa, cum ziceam că o continuăm aici, vedem că ne mai lipsește încă o instalație dintre aceasta, pe care o avem și aici. Un colector de generația 3-a. Și îl punem... Tic. Așa, aici, ca să producă și ăsta la fel de mult ca și celălalt. Deci avem 1, 2, 3, 4. Și dedesubt... Dedesubt vreau să punem niște instalații să se ducă totul ce produc ele, să se ducă iarăși în acest condensor de aici și să-mi facă chestii bune. Așa. Cum facem noi asta? În primul rând ne trebuie niște motorașe redstone, niște redstone engines și având în vedere că mai tot timpul îmi trebuie, am zis că să fac foarte multe de data asta. Mi-am făcut 64 de pistoane. Pe același timp cu toții cum se fac și... motorașele le facem împreună. Așa, pac. Am 64 de motorașe. Bun. Hai să le depozităm aici în această cutie. Tâng. Bun. Și mai îmi trebuie 4 levere. Sau să folosesc o torță. Da, am doar una. Ok, hai să vedem cum facem noi lever. Mai am aici niște cobblestone pus deoparte. 3-4. Așa, și două scândurele fac 4 bețe. Tic. Așa, și avem și 4 levere. Acum va trebui să săpăm acolo de des. Subt. Și să transmitem totul ce produce acest condenser. Ia să vedem cum venim noi aici. Bun. Totul ce produce acest condenser să se ducă direct în țeava noastră de aici. În asta. Ar fi bine să-i știm și frecvența, nu? Deci, ea lucrează pe 102, pe frecvența 102. Ia să vedem noi. Începem cu 1 și după aia le facem și pe celelalte 4. În primul rând, avem nevoie de aceste țevi de lemn, da? Țevi de transportare de lemn, ca să putem să transportăm. Avem nevoie de motorașul nostru, pe care îl punem aici, și de un lever, pe care îl punem aici, ca să activăm asta. Și avem nevoie de o țeavă de teleportare. Bun. Vedem că funcționează. Iar țeava de teleportare o setăm pe frecvența 102. Super! Și acum, dincolo, ar trebui să apară de două ori mai mult. Putem să verificăm. Ne uităm aici frumos. Dacă vine una rapidă și una înceată. Bun. Asta vine încet, fiindcă încă nu s-a încălzit motorașul nostru. De îndată ce se face roșiatic, o să le propulseze mult mai repede. Și ne mai trebuie pământul ca să astupăm la loc. Ok, să nu se vadă așa urât aici. Să nu se sponeze monștrii. Okidoki. Hai încă una aici pentru estetică. Și același lucru îl facem și aici. Deci ziceam că... Pam. Așa, ziceam că aici vine un motoraș. Aici vine în primul rând o țeavă. Încă din asta. O punem pe frecvența numărul 102. Motorașul aici. Și puterea aici. Îl pornim.
După care astupăm înapoi cu pământ. Așa, să fie frumos. Și același lucru îl facem și la celelalte două. Deja cred că știm cum se face foarte bine. Dar hai că îl mai facem pe ăsta împreună. Deci, țeavă de lemn, că doar asta smulge motorașul. Țeava de teleportare. Frecvența 102. Și leverul ca să pornim motorașul. Super! Și acum, dragilor, dacă stăm și ne uităm, vedem că vine una rapidă și 4, 1, 2, 3, 4, foarte încete, dar acestea o să se, cum ziceam, o să se încălzească motorașele acelea și o să primim mult mai mult. O să vreau să mai facem încă o chestie frumoasă. De unde facem noi o chestie frumoasă? De aici. Mai vreau niște lemne dintre acestea pe care o să le scot de aici. Tic. Așa. Un stack, 2, 3, 4. Așa. Super. Vreau să încercăm ceva împreună. Nu știu dacă o să funcționeze. Sper să funcționeze, dar vreau să încercăm ceva împreună. Unde am lemnele? Ok. Hai să zicem că vreau o suprafață. Cât avem aici? Avem destul de bine. Ok. Să zicem că vreau o suprafață de un stack, de 8x8. Cât am aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu-i bine, nu încoace. Sau ba da, hai. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfect. Ok, și acum trebuie legate. Mai? Nu, fix aici. Așa. Colțul acesta aș putea să-l împing puțin mai încolo, să fie și puțin estetic. Așa. Bun. Avem și mai mult pământ. Acum scoatem tot pământul acesta. Și umplem toată suprafața aceasta cu scândurelele pe care tocmai le-am făcut. Umplem toată suprafața aceasta după ce luăm și pământul la o parte. Iar acum că am terminat această platformă, așa, o ridicăm puțin din aceste colțuri, facem mai întâi o latură împreună și umplem și cu acest lemnuț, dacă nimerim cum trebuie, pam, 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 o chestie micuță așa drăguță. Aici așa, aici așa și cam atâta, nu vreau să fie foarte înaltă și același lucru facem pe peste tot. Hai mă, spărăți. Bun, acesta va fi un perete și mai facem încă 4 pereți similari ca să facem o mini căsuță în exact același stil. Am împrumutat de aici un buștean și am uitat să-l pun la loc. Da, deci, cum ziceam, facem încă 3 pereți, să fie 4 pereți și o mică ușiță aici. Să facem o mini căsuță care să fie în stilul aceleia. Și acum ne mai rămâne, practic, tavanul. Tavanul, având în vedere că nu avem scări interesante din acest material, o să-l facem exact ca în acel stil, cum facem noi. Pam, pam, așa, și îl ducem încoace. Tavanul, acoperișul vreau să zic. Tavanul este plafonul dintre două etaje și acoperișul este cel care te ferește de precipitații, de soare, de tot, tot, tot. Deci, vrem să facem un acoperiș. Ok. Și, exact ca
la acea căsuță va arăta exact la fel. Va fi o mini căbănuță în același stil. Și cred că mijlocul... A, n-avem mijloc, corect. N-avem mijloc, nu face nimica. O să fie două laturi aici, la aceeași înălțime. Și îl terminăm pe tot și cred că ne vedem în dimineața următoare, că o să apună și soarele. Și cam asta este căsuța. I-am mai tras acolo încă un rând de acoperiș, ca să fie puțin mai estetică, să nu vine vum direct. Și mai punem niște geamuri. Am lăsat aici un loc pentru niște geamuri. Geamuri aici în spate, pe lateral. În față câte un gemuleț mic. Aici același lucru și aici. Așa. Și aici vor veni două uși. Stai să punem și aici. Pam. Pam. Niște de-asta. Ok. Și aici vin două uși și... Superb. Cea mai frumoasă casă. Nu-i așa? E. Fiind în tech it, evident că nu ne oprim aici. Nu asta am vrut noi să facem inițial. Ci vrem... să avem mai multe mini căsuțe din astea și să ne facem mini fabricuțe înăuntru, să păstrăm această casă, nu știu, pentru altceva. Vrem să facem multe din astea, dar nu vrem să le facem pe toate de mână, cum ne-am chinuit acum să facem această căsuță. Am vrea să le tragem la Xerox, cum ar veni. Și pentru asta mi-ar trebui trei lucruri. În primul rând mi-ar trebui o masă cu care să copiez, practic, Xerox-ul. Și asta se numește Drawing. Uite, Template Drawing Table. Super. Și vedem din ce e făcută. Aha, dintr-un blank template. Îmi trebuie și un blank template. Inksec, un landmark, dandelion, yellow. Pe această vopsea o primim de la floricele pe care le avem chiar aici în fundal. Acestea, stai să culeg câteva. Tânc, 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 tânc. Așa. Am cules câteva? Am cules? Da, am cules, super. Bun. Și ce mai îmi trebuie? Două rodițe din acestea de diamant și un template normal care se face cu, aha, hârtie și cerneală, pur și simplu. Hai să ne apucăm de treabă să strâng toate resursele și ne vedem cu ele când le am în inventory. Hihi, căutând caracatițe pentru cerneală. Uite-le, yes! Vreau să zic că am găsit cactus, dar găsim cactus, am găsit caracatițe pentru cerneală, unde ești, bun. De fapt, una singură am nevoie, că restul rezolvăm noi cu MK-urile. Stai să-mi iau și cactus. Tic. Și te-l mai iau pe ăsta aici. Ok. Deci cerneala avem. Avem acum și cactus. Toate bune și frumoase. Hai ce-i o treime de kilometru înapoi acum acasă. Super. Și avem și toate ingredientele. Hai să mergem la un crafting table aici. Ok. Așa. Și ziceam că vine parcă... A, nu. Mai întâi trebuie să fac un template. Parcă așa venea ăsta. Ok. Avem un template. După care parcă venea ăsta aici, ăsta aici, astea așa, ăsta în mijloc, ăsta aici și astea două aici. Super! Așa. Iar acum, cu asta îi vom desena ce să... Practic, va fi scannerul nostru din Xerox. El va fi scannerul nostru, bagă în memorie într-un template blank, într-unul curat, și după aia vom folosi practic imprimanta. Ca un scanner și o imprimantă împreună fac un Xerox. Dar hai să vedem mai întâi cum funcționează astea. Mi-ar trebui niște blocuri, dar parcă n-aș vrea lemn. Ia să vedem ce blocuri avem noi aici. Stai să scot toate diamantele astea și tot fierul ăsta. Bun, ce blocuri am avea noi aici? Am avea... Uite.
din ăsta mai vreau. Punem aici, băgăm fierul și diamantele înapoi și vreau să-mi scot un stack întreg pe ăsta larg înapoi. Perfect. Ei, cu aceste blocuri vreau să fie distinse față de ce am eu pe aici. Aceste blocuri trebuie să le pun. De fapt, nu trebuie să le pun. Deci ziceam că cu landmark-urile marcăm ce exact vrem să luăm. E, și asta este raza mea, deci de aici, pam, sunt aici, pam, bun, s-a conectat, așa, același lucru și aici, ia să vedem, dacă îi mai dau o dată, se conectează și cu alea? Tânc, bun, s-a conectat. Și acum aș vrea undeva în aer, și pentru asta vreau aceste blocuri, să fie diferite, să le văd bine, să le vedeți și voi bine. În aer, hai! Așa, trebuie să fie peste acel nivel. Este oare peste acel nivel? Ia să vedem. Deci aici suntem pe Y73 și aici e tot 73, nu? Da. Mai punem încă una. Super. Și vrem să fie pe latura aceasta. Ok. Scoatem ok, și acum pe ăsta îl mai punem încă o dată. Alo? A, nu, trebuia pe... Păi ce am făcut? A, acolo nu e. Ok. Acolo am. Perfect. Deci aici, pe latura aceasta, îl distrug pe ăsta. Alo? Așa. Distrug pe ăsta. Ok. Pământ, pământ. Deci. Îl pun aici și îl activez. S-a dus în sus, s-a dus pe peste tot. Super. Perfect. Și acum eu dacă îmi pun... Ăsta aici lângă, ok, s-a creat un chenar, hai să vedem dacă e toată casa în chenar, casa este în chenar, nu știu acum 100%, mi se pare că se pune și ce este în acest chenar, dar am vrut să fiu sigur, aici e în chenar, pe peste tot e în chenarul acesta negru cu galben și acum eu ar trebui să pot să-mi pun aici un template. Super! Mă pregătisem și cu motoraș, am zis că poate am nevoie de motoraș, dar se pare că... Ia, ia! Template numărul 1. Perfect! Super, dragilor! Și acum hai să vedem, deci ăsta am zis că este scannerul nostru, da? Hai să vedem imprimanta noastră. Imprimanta noastră se numește, pur și simplu, builder. Adică ne construiește, e un constructor. Aolo, nu iar. Ce? A, și aici, în loc de ce aveam? Ce aveam noi aici, la mijloc? A, da. Aici aveam template-ul și e exact același lucru. Bun. Hai să facem iar rodițe de diamant. Dacă vreți să le facem pe astea acum împreună. Nu e nici foarte complicat, nici foarte simplu. De fapt, e enorm de foarte simplu, numai că... 2, 3, 4. Parcă mi-ajungeau 4, ia să vedem. Tam-pam. 8, perfect. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Și avem două rătițe de lemn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Și acum avem două rătițe de piatră, dacă facem așa. Super! Acum îmi trebuie niște fier și niște aur. Super! Pe acestea de piatră le înconjurăm în fier, ca să le înconjurăm după aia în aur. Ok, și acum am trebuit diamante și pun pariu că n-am destule. Uite, îmi lipsesc câteva și putea să mai îmi fac niște diamante. Dar cel mai bine, ia, să scot eu asta de aici, să nu avem probleme. Aici facem niște diamante, ok, ar fi cam la muchie. Mai pun câteva de astea.
Așa. Bun. Avem diamante. Stai să rectificăm aici ce-am greșit. Ce-am schimbat. Punem un condensor aici. Perfect. Tâng, tâng, tâng. Super. Și avem diamantele. Am zis că avem nevoie de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamante. Și facem rotițele de aur. Le facem și pe ele de diamant. Tâng, 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 tâng. Așa, avem nevoie de un... Ah, landmark-urile mele nu mi le-am recuperat. Trebuie să mă duc să mi le recuperez. Ca acestea când se face chenarul... Uite, aici e una. Așa, 6. Aici ar mai trebui să mai fie încă una. Uite-o. 7. Aici n-am niciuna și mai am încă una în partea asta. Trebuie să am... 8. 8? 8. Bine, 8. Așa. Ce am zis că mai avem nevoie? Am zis că avem nevoie de astea. Ok, hai încoace. Avem nevoie de o cutie. Cutii avem? Ei, avem cutii. Bun. Cutii avem. Așa, avem nevoie de două cerneală. Tâng, tâng. Avem nevoie de un landmark. Tâng. Avem nevoie de două vopsele de astea. Tâng. Ok, și... Nu mai știu. Deci două, 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 una, una, a, și o cutie normală, un crafting table, de fapt, ca să fim mai preciși. Acum putem să o facem. Deci asta vine aici, asta aici, tânc, astea două aici, asta aici și asta aici. Ei, builder! Hai să vedem acum cum funcționează asta. Deci nouă ne-ar trebui... Unde am vrea noi să punem căsuța asta? Am vrea să o punem... Să o punem... Aici? Hai să-l punem aici. Și dacă îi pun un template în el, îmi zice și chenarul. Ia să vedem chenarul, ne asigurăm că e tot ok. E perfect, e perfect. Ok. Și acum ce vrea asta de la noi? Vrea în primul rând să facem nani. Hai să facem nani. Okidoki, hai să vedem ce vrea ăsta de la noi. Deci ăsta are aici building resources. Eu dacă pun aici de-astea, nu mă ajută cu nimica. Bun, m-am asigurat. Dar dacă pun din astea, pam. Și dacă pun din astea, deci nu funcționează. Are oare nevoie de un motoraj? Tâng? Nici motorașul nu face nimica. Are oare nevoie de niște electricitate? Sau are nevoie de timp? Eu las puțin așa și vedem. Sau are nevoie de absolut toate resursele? Mai întâi și mai întâi. Hai să-i dau absolut toate resursele, să știm că... Na, câte stecuri am fi putut consuma? 10 de alea și 10 de alea, nu? Bun, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cu ăsta 9. Și cu ăsta până umplem... Stai că nu mai aveam... Loc. Ce-am luat acolo? Nu știu ce-am luat. Dar ar trebui să ne ajungă. Deci mai mult de atâta sigur nu am folosit. Ia. Ai nevoie de toate resursele? De absolut toate resursele ai nevoie? Ce-am mai folosit acolo? Doar sticlă, lemn de la și lemn de la. Deci nu vrei așa. Hai să-i dăm niște curent. Îi dăm niște curent. Cum îi dăm noi curent? Printr-un energy link, nu? Poate are... Ia să vedem cum am făcut noi aici la cariere. Poate are nevoie de curent de alălalt. Hei, ce se întâmplă aici? Gata? V-ați umplut? Hai să băgăm... Să băgăm pe latura... albastră, să băgăm și
Obsidian. Ok, și scoatem obsidianul ăsta de aici. Și îl băgăm în cutiuța aceasta de aici. Dacă o vedem, și o vedem, super. Așa, bun. Am rezolvat și problema asta. Acum ziceam că ne uităm aici jos. Ce se întâmplă? Aha, aha, aha. Deci ne trebuie o țeavă de transmis energie. O țeavă de transmis energie și o țeavă de transmis tot energie, dar de lemn. Hai să vedem dacă mai avem din alea. Să vedem dacă mai deținem. Dar cred că le-am folosit pe toate la cori. Aș putea să fur una de la un cori. Tuc, tuc, tuc. Ia să o furăm, le furăm chiar pe astea două. Eu! Eu! Acum nu mai e. Nu mai funcționează? Ce se întâmplă? E, le-am furat de aici. Iup. Le-am împrumutat, că doar sunt ale mele, nu m-am furat eu pe mine. Și să vedem pe ce frecvență funcționează domnul respectiv, pe frecvența 501. Și can receive trebuie să fie true. Ok, hai să vedem. Că poate asta este, că și query-ul în sine are un canar din ăsta, nu? Ok. Tânc, 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 tânc. Punem unde ăsta aici. Punem unde ăsta aici. Și dăm 501 can receive true. Ok, iar tu faci ceva? De ce nu face nimica? Da, trebuie să investighez exact ce se întâmplă, că văd că nici așa nu vrea. Nu vrea, nu vrea, domnule. Poate că... îi trebuie pământ, îi trebuie și pământ. Hai să-i dau și niște pământ. Da, cred că am greșit cu locul. Hai să-i mai dau niște pământ. Îi dau două stecuri de pământ să aibă destul și destul pământ. Era bine dacă îmi luam acel pământ cu mine. Tânc. E bine, că ăsta este altceva. Pământ. N-avem pământ. N-avem pământ. Uite pământul. Așa. Și acum băgăm mai multe din astea și... Nu. Pe ăsta îl pun aici și mi-au de aici. Ok. Îi dau două stecuri de pământ. Da, că 20 nu-i ajung. Asta era. Pământul era. Ia. Tânc, tânc. Te apuci? Te apuci? Te apuci? Nu te apuci. Te apuci? Nu faci nimic? Dragilor, trebuie să investighez care-i treaba. Și... Și în următorul episod, eventual dacă voi știți care-i treaba, puteți să-mi lăsați un coment. Eu o să încerc să fac și eu niște investigații, să mă documentez exact despre ce energie vrea și de ce nu vrea. Că eu am pus aici, în principiu, totul. Sticlă. Hai să mai pun niște sticlă. Poate n-are destulă sticlă. Na, dacă învățăm împreună, ne... Ajutăm împreună. Deci dacă știți de ce nu vrea să îmi funcționeze... S-a schimbat ceva? Nu erau norii. De ce nu vrea să funcționeze? Dragilor, cum ziceam, mai mă interesez, văd despre ce este vorba, de ce nu vrea să funcționeze. Dacă voi știți, nu ezitați să-mi lăsați un coment, m-ar bucura foarte tare. Și ne vedem în următorul episod când o să facem acest builder să funcționeze, să îi dăm niște bice și va funcționa. Până atunci vă urez o zi mirifică și numai bine. Pa, pa!